Implementarea programului Masă caldă în școli, mai ales în rândul copiilor proveniți din familii cu venituri mici, pare să fie avut succes în județul Buzău, o spun șefii Inspectoratului Școlar Județean, care recunosc faptul că procentul privind abandonul școlar în unitățile de învățământ din mediul rural și urban înscrise în acest program a scăzut simțitor. Cam cu cât la sută s-a redus abandonul școlar, cel puțin 20% pe fiecare unitate de învățământ și aici mă refer și la structuri și la unitatea cu PJ. Adică, fie că a fost într-o structură, fie că s-a întâmplat în, în, la nivelul întregii unități cu personalitate juridică, procentul a scăzut cel puțin cu 20%. Inițiativa pare să încurajeze pe părinți să-și trimită copiii la școală. Reprezentanții ISJ Buză au făcut propuneri ca programul să fie extins și la alte unități de învățământ din județ. Am făcut propuneri, eu mi-aș dori să se întâmple lucrul acesta în toate. Este tot? Da. în toate unitățile de învățământ din județ, de aceea acolo unde nu am putut să facem, că n-am putut dintr-o dată să beneficiem de masă caldă în tot județul, de asta vă spun că accesăm în continuare programele și fondurile europene și acest PNRAS, programul PNRAS are această posibilitate de a acorda copiilor și masă caldă prin anumite segmente de proiect. Și în prezent mai există unități de învățământ în care programul nu a fost implementat. Vorbim despre școlile aflate în comunitățile cele mai sărace, inclusiv cele care au populație de etnie romă. Și unde aveți nevoie, mai exact? În toate comunitățile, în special în comunitățile sărace, izolate, în comunitățile de etnie unde știm foarte bine populația trăiește într-un nivel de uh, redus de financiar și atunci este nevoie ca acolo copiii să, să poată să beneficieze și de aceste uh, pachetele de masă caldă. În cadrul acestui program, derulat de Ministerul Educației, pe perioada desfășurării cursurilor, preșcolarii și elevii primesc un fel de mâncare caldă sau un pachet alimentar dacă masa caldă nu poate fi asigurată.